Hai să vedem un benchmark. Am folosit AnTotu Benchmark, una dintre cele mai folosite aplicații pentru teste de viteză și stabilitate. O să o dureze puțin, așa că aveți puțină răbdare. Maximum de 59 de frame-uri pe secundă. Aici vedem cum se comportă cu diferite surse de lumină și modele 3D. Foarte multe particule. 10,8 FPS-uri și aproape 25.000 de triunghiuri. Un scor de 19721 cu 5 stele. Iată scorurile pe CPU, RAM și GPU. Am ajuns cu cele 4 nuclee la 1890 de MHz, așadar aproape 1,9. Acesta este scorul. Cam așa arată în grafice și hai să dăm bar chart. Aici este Nexus 4, aici este device-ul pe care noi l-am testat cu 19721 și în teorie acesta de sus să fie un Samsung Galaxy S4. Așadar același device, două teste diferite, arată total diferit, însă cu toate acestea este cel mai rapid din listă, chiar și fără să fie primul. Cele mai bune puncte le-a făcut, din câte îmi dau seama, la memoria RAM, mult mai rapidă, aproape de două ori mai rapidă decât la alte device-uri și foarte bine se mișcă în zona de CPU float point. Chestii foarte sofisticate care ne interesează mai puțin, important este să știi că da, într-adevăr, este cel mai rapid de pe piață, însă nu chiar atât de mare, ci mai degrabă atât de tare. Cam atât despre benchmark.